Vă salut și v-am pregătit pentru azi o nouă întrebare. De data asta o întrebare care ține numai și numai de gândire, de logică. Nu va trebui să faceți nici cel mai mic calcul pentru a afla răspunsul și nici nu veți avea nevoie de cunoștințe din domeniul științific pentru a-l găsi. Veți avea de făcut un singur lucru, cel mai extraordinar lucru pe care îl putem face, să vă gândiți. Dar să vedem întâi răspunsul la întrebarea precedentă. Să vă amintesc contextul. Doi exploratori au întâlnit în deșert o persoană care se rătăcise și nu mai avea apă. În momentul întâlnirii, exploratorul A avea 5 litri de apă, iar exploratorul B 3 litri. Au luat persoana rătăcită cu ei și au pornit spre cea mai apropiată sursă de apă, împărțind pe drum, frățește, în părți egale, apa pe care o mai aveau. Și au reușit, după aproape 3 zile de mers, să ajungă la destinație. Și acolo, persoana pe care au salvat-o împărțindu-și apa cu ea, în semn de mulțumire, le-a dăruit celor doi exploratori 8 monede vechi de aur foarte prețioase. Și întrebarea este, cum trebuie să-și împartă între ei, cei doi exploratori, cele 8 monede? Doi dintre cei care au dat răspunsuri, Bran Marinică și Bogdan Cernat, au fost de părere că exploratorii ar trebui să-și împartă cele 8 monede în mod egal. Și au adus și câteva argumente pentru asta. Sigur că este și asta o opțiune și chiar aș putea să aduc și eu două argumente în favoarea ei. Unul ar fi acela că nu știm de ce un explorator avea mai multă apă decât celălalt în momentul întâlnirii. Și al doilea că poate cei doi exploratori aveau obiceiul să-și împartă apa între ei. Adică apa nu era un bun personal, ci era un bun comun. Deci aceste răspunsuri nu sunt în niciun caz greșite. Poate că dacă am avea mai multă informație, am cunoaște mai multe lucruri, acesta ar fi răspunsul corect. A fost și o altă propunere de răspuns, cea a lui Maniura Antonio, și anume că exploratorul A trebuie să ia 5 monede, iar exploratorul B 3, deci e număr egal cu numărul de litri de apă pe care l-a avut fiecare. Și motivul invocat este acela că exploratorul A ar fi cărat mai multă apă decât exploratorul B. Dar noi nu știm dacă e adevărat acest lucru, deoarece nu știm cum și câtă apă au cărat cei doi exploratori până în momentul întâlnirii cu persoana rătăcită și nici nu știm cum au cărat apa în cele 3 zile de mers până la destinație, cei 3. Sigur că dacă cei doi exploratori cad de acord să împartă așa monedele, e în regulă, pot să facă și așa, ei au mai multă informație decât noi despre ceea ce s-a întâmplat. Dar, deoarece acest playlist este dedicat întrebărilor de logică, de gândire, să încercăm să găsim un răspuns care nu se bazează pe considerente de ordin moral, un răspuns pe care îl putem găsi fără să facem presupuneri. Și anume, trebuie să folosim doar ceea ce știm. Dacă vrem să găsim un răspuns obiectiv și corect, atunci trebuie să ținem seama de acel criteriu pe care îl știm cu siguranță și pe care îl putem măsura ca să putem face calcule pornind de la el. Și acest criteriu nu poate să fie decât cantitatea de apă pe care fiecare explorator i-a dat-o persoanei rătăcite. Și ca să calculăm această cantitate de apă, trebuie să ținem seama de faptul că cei doi exploratori, pe drum spre sursa de apă, nu doar au dat apă, au mai și consumat. Deoarece au fost în total 8 litri de apă, înseamnă că cei trei au consumat pe drum fiecare 8 împărțit la 3 litri de apă, adică sub formă de fracție ordinară 8 pe 3. Și atunci exploratorul A i-a dat persoanei întâlnite 5 litri de apă cât avea, minus 8 pe 3 cât a consumat, adică 7 pe 3 litri de apă, 7 treimi. În timp ce exploratorul B i-a dat
3 litri cât avea minus 8 pe 3 cât a consumat, adică 1 pe 3 litri de apă, o treime de litru de apă. Și pentru că 7 pe 3 este de 7 ori mai mare decât 1 pe 3, înseamnă că și monedele trebuie împărțite în același raport, adică exploratorul A să ia 7 monede din cele 8, iar exploratorul B una singură. Dacă nu vă place să lucrați cu fracții, atunci puteți considera că fiecare litru de apă, așa cum vedeți aici, înseamnă 3 porții, având în total 24 de porții de apă, din care fiecare a consumat pe drum 8, o treime din cele 24. Și atunci exploratorul A a dat 5 ori 3 porții cât avea, minus 8 porții pe care le-a consumat pe drum, adică 7 porții. În timp ce exploratorul B a dat 3 ori 3 porții de apă cât avea, minus 8 porții de apă, adică o singură porție de apă. Și ajungem la același raport de 7 la 1. De data asta am primit mai multe răspunsuri, iar răspunsuri practic identice cu cel pe care vi l-am spus acum, am primit de la Dana Canahai, Dumitru Antonie, Daniela Carmen Băluță, Dan Dinescu și Doina Mustățea. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și colaborare și să trecem la întrebarea de azi, al cărei răspuns, așa cum v-am spus, îl veți putea găsi doar gândindu-vă, fără să apelați la calcule sau la cunoștințe din diverse domenii. Întrebarea pe care vă pun azi este o adaptare a unei probleme de logică, dar despre asta vă voi spune mai mult în clipul următor, când voi da și răspunsul la întrebare. Într-un vas se găsesc 10 bile, cele pe care le vedeți în desen, și după cum puteți observa, fiecare bilă reprezintă o combinație unică de culoare și număr. Trei logicieni, să le spunem Andrei, Bogdan și Cristi, sunt invitați să încerce să identifice împreună una dintre bile, respectând următoarele reguli. 1. Lui Andrei îi se comunică în secret, fără să știe Bogdan și nici Cristi, bineînțeles, ce culoare are bila. 2. Lui Bogdan îi se comunică, tot în secret, ce număr are bila. 3. Cei trei pot vedea tot timpul diagrama cu bilele din cutie, cea pe care ați văzut-o la început. 4. Andrei și Bogdan au dreptul să schimbe între ei trei informații, dar fără să vorbească despre culori sau numere. Și 5. Cristi, după ce ascultă cele trei informații schimbate între ei de Andrei și Bogdan, trebuie să identifice bila. Și lucrurile s-au desfășurat în felul următor. După ce i s-a comunicat culoarea lui Andrei și numărul lui Bogdan, cei doi s-au gândit câtva timp și primul a vorbit Andrei, care a spus așa: nu știu care este bila, dar știu cu siguranță că nici Bogdan nu știe. După ce s-a gândit câtva timp, Bogdan a răspuns așa: e adevărat, n-am știut la început care este bila, dar acum știu. Și atunci Andrei i-a răspuns: dacă tu știi, atunci și eu știu. În urma acestui dialog, Cristi, care doar a ascultat ce spun cei doi și a văzut diagrama cu bilele, a fost în stare să identifice bila. Puteți să refaceți raționamentul lui Cristi și să spuneți ce culoare și ce număr are bila. Succes și la revedere!